Să cerem binecuvântarea Domnului peste serviciul divin din seara aceasta și peste noi toți care suntem în casa Lui, și îl rog pe fratele Potra să înalțe această rugăciune și noi să-l însoțim în rugăciune înaintea Domnului. Amin. Timpul de închinare în rugăciune și pentru prima rugăciune am să citesc Psalmul 111. Deci Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului,
cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea lui și dreptatea lui ține în veci. El a lăsat o aducere a minte a minunilor lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de el. El își aduce pururea aminte de legământul lui. El a arătat poporului său puterea lucrărilor lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci. Numele lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Domnului ține în veci. Amin. Psalmistul începe și spune versetul 1 ca o chemare pentru toți oamenii. Lăudați-L pe Domnul. Și frați și surori, noi să lăudăm pe Domnul. Și el spune în următoarea frază despre el, ce face el. Ce eu voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Deci fiecare dintre noi, pentru că în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, în adunarea Domnului Iisus Hristos, eu cred că Domnul merită din partea noastră toată lauda. Ca și psalmistul din acest psalm, și noi avem motivele noastre pentru a lăuda pe Domnul. Cei ce nu-și dau seama că au motive de a lăuda pe Domnul, fraților, cred că lauda aceea nu este din toată inima. De aceea noi să privim la viața noastră, să vedem binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu, să vedem ce lucrări a făcut Dumnezeu. Spune psalmistul aici, mari sunt lucrările Domnului și cercetate de toți cei ce le iubesc. Când noi cercetăm lucrările Domnului, dăm dovadă că îl iubim pe Domnul și iubim lucrările Lui. Și atunci să știți că Domnul se descopere, dar să-L căutăm din toată inima. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această viziune în domeniul spiritual, să vedem cât de mari sunt lucrările lui Dumnezeu. Să vedem că Dumnezeul nostru este creatorul acestui univers, este creatorul nostru. El ne-a binecuvântat cu viață. Viața vine de la Domnul, frați și surori. Și viața și felul în care am fost creați este o minune. Felul în care noi ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă, spune psalmistul, zice că Dumnezeu este Cel ce ne ascultă prin minuni. Gândul nostru merge la Dumnezeu și să se înalțe către Domnul și pacea lui Dumnezeu să stăpânească și gândurile noastre și să pătrundem, frați și surori, în acest domeniu al creației lui Dumnezeu și să vedem ce mare Dumnezeu avem. Lucrările Lui vorbesc despre El. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. Oamenii și judecătorii zilelor noastre judecă și schimbă legi după cum vor ei. Dar dreptatea Lui Dumnezeu este dreptatea absolută. Vedeți, veți auzi în zilele noastre că nu este nimic absolut, totul este relativ. Se poate și așa, sau se poate și altă interpretare. Nu e adevărat, frați și surori. Dragi tineri, cuvântul lui Dumnezeu este absolut și este adevărul. Și aici găsim dreptatea. Și de aceea să ne bucurăm și să lăudăm pe Domnul, așa cum spunea psalmistul aici, din toată inima, în tovărășia oamenilor fără prihană și aici în adunare. Haideți să găsim o cântare, să cântăm spre slava Domnului și apoi, toți împreună, în rugăciune, să lăudăm pe Domnul, pentru că închinarea noastră, frați și surori, rugăciunea nu înseamnă numai a cere. Dăm Doamne, dăm Doamne, făm Doamne și mai dăm și Domnului de lucru. Da? Nu, rugăciunea și înseamnă a-L lăuda și a înălța numele Domnului. Și de aceea cântăm cântarea aceasta și apoi ne rugăm Domnului. Amin.
Hai să cântăm cântare, e minune când soare apune. E o minune când soarele apune, minune din veșnicii, dar mai mare minunea inima, de minunea că cel mai iubit, minunat e Domnul meu, mai minunat. Plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru aseara aceasta, Doamne Iisuse, Doamne, nu ne-ai înconjurat, ci te-ai apropiat de Doamne Iisuse, ești Doamne, acest, Doamne, 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 Doam
Haideți să ocupăm locurile, să cântăm o cântare și apoi fratele Septimiu ne va da un îndemn pentru următoarea rugăciune. Așa cum sunt la tine vin. Așa cum sunt. Să facem exact același lucru, cum am cântat, așa cum suntem să venim la Dumnezeu, pentru că El ne primește. În această rugăciune pe care vreau să o facem, aș vrea să dau citire la Psalmul 81 și la Psalmul 84. Am să vorbesc un pic, să-mi găsesc foaia. O zis odată un frate, fraților, mi-am pierdut foaia, am rămas cu Biblia. Dar am și foaia și am și Biblie. Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea ca să citesc din Psalmul 81 și spune așa, spune: cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului Iacov,
Cântați o cântare, sunați din tobă, din harfă cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua sărbătorii noastre, căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului Iacov. Amin. Frați și surori, să lăudăm pe Dumnezeu pentru că asta este o poruncă, este o lege care a fost dată poporului Israel și ne este dată și nouă în seara aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 84, zice că ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. De ce? Pentru că aceștia care își pun încrederea în Dumnezeu, spune, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, în rugăciunea aceasta aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu și să aducem laudă, să aducem închinare, dar nu oricum, nu cu buzele noastre, ci cu inimile noastre. Degeaba lăudăm pe Dumnezeu în locul acesta și când ieșim afară, facem ce vrem. În Judecător spune acolo că pe vremea aceea, din punct de vedere spiritual, poporul făcea ce vroia el. Frați și surori, nu putem să facem ce vrem noi din punct de vedere spiritual. Trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Spune mai încolo în Psalmul 81, spune, ascultă poporul meu și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Frați și surori, ascultarea noastră de Dumnezeu pune limită puterii satanei. Dacă noi ascultăm de Dumnezeu, satana n-are nicio putere. Dar dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu, să știți că satana are putere. Și este o foarte mare diferență între a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Alan, Dennis. Este o foarte mare diferență între a auzi cuvântul lui Dumnezeu și a asculta de Dumnezeu. Vedeți, este o diferență între a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și a cunoaște cel ce a scris cuvântul. Și frați și surori, aș vrea să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Mergem 1 Samuel, capitolul 10, cu versetul 8. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Aici Samuel a fost trimis ca să-l ungă pe Saul ca împărat peste Israel. Și după ce l-a uns, Samuel îi dă o poruncă și spune, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Versetul 8. Zice, apoi să te cobori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogorâ la tine ca să aduc arderi de tot și jerfe de mulțumire. Să mă aștepți 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce să faci. Ok. Mergem în capitolul 13. Tot cu versetul 8. Și ascultați ce spune acolo. Spune, Saul a aștepta 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. Ok, vedeți, frați și surori, Saul a aștepta 7 zile. Cât timp i-a spus Samuel să aștepte? 7 zile. Ok, de ce a fost pedepsit Saul? El numai l-a auzit ce a spus Samuel, dar nu a ascultat. Ascultați ce zice, mai citesc o dată versetul 8 din capitolul 10. Spune, apoi să te cobori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogorâ la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștepți 7 zile, virgulă, până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce să faci. Deci l-a aștepta 7 zile, dar nu a așteptat până a venit Samuel la el. Frați și surori, să știți că ascultarea noastră de Dumnezeu depinde de binecuvântările Domnului care ne le dă în viața noastră. Dacă noi ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvintează. Și aș vrea ca în această rugăciune să mergem înaintea lui Dumnezeu și să îi mulțumim pentru ceea ce face în viața noastră.
În primul rând trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru jertfa care a adus-o pe Golgota pentru noi. Frați și surori, vă mărturisesc că cu 2 săptămâni în urmă, când am avut aici acea frumoasă sărbătoare, m-am sculat mai devreme un pic dimineața și am început să mă rog și am spus, Doamne, mă simt așa de slab și parcă nu mai simțeam că mi-ascultă Dumnezeu rugăciunile. Vă spun sincer, așa o necredință peste mine, nu mai simțeam că Dumnezeu mă ascultă. E cel mai rău lucru să nu simți acea legătură cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai ascultat rugăciunea din dimineața aceasta, te rog frumos în ziua de astăzi ca să cântăm cântarea așa cum sunt la Tine vin. Pun acest semn înaintea Ta. Dacă Tu mi-ai ascultat rugăciunea. Și a trecut programul de dimineață și n-am cântat cântarea asta și am fost atât de întristat. Am zis, oh, man, there's something. M-am dus acasă, frați și surori, și am dus în cameră, am început să mă rog lui Dumnezeu și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă e ceva în mine și nu cunosc, iartă-mă. Doamne, te rog frumos, dă-mi un semn că mi-asculți rugăciunea. A venit programul de după masă și tot programul n-am cântat cântarea asta. Și ultima cântare, când s-a făcut aici chemare în față, unchiul Cornel a zis, haideți să cântăm cântarea așa cum sunt la Tine vin. Frați și surori, așa m-am bucurat. Nu este bucurie mai mare să știi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Dacă nu ești sigur că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, uită-te în viața ta, vezi ce ai făcut. Psalmistul David zice, Doamne, iartă-mi greșelile făcute din neștiință. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare în această rugăciune și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să dea la o parte orice păcat, orice greșeală, tot, să-l dăm la o parte și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ascultați ce zice cuvântul în Evrei, capitolul 12. După care vom merge în rugăciune, spune, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Frați și surori, avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, un Dumnezeu care, like Matthew said this morning, Mateo a zis un lucru, a zis extraordinar, a zis că noi nu-L vrem pe Dumnezeu mai mult decât Dumnezeu ne vrea pe noi. Dumnezeu ne vrea mai mult decât tu vrei pe Dumnezeu. Și versetul spune, zice, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Care e păcatul care ne înfășoară așa de lesne? Necredința. Să dăm la o parte lucrurile acestea. Să cerem sângele lui Iisus Hristos peste mintea noastră. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ne rugăm în acest sens. Amin. Să ne rugăm. Doamne.
Haideți să ocupăm locurile. Să dăm slavă Domnului, toți împreună dintr-o cântare. Amin. Hai să cântăm cântare. Astăzi nu mai sunt minuni. Astăzi nu mai sunt minuni, nu mi-a va striga. Oare astăzi pe pământ se mai pot afla? Mă temem însă în minuni, cu Iisus mi-a lăsat. În Dumnezeul dragostei, același este via. Îndoială să nu avem, căci Domnul nu a încetat să facă minuni, frați și surori. Vedeți, am recitit și din nou citesc acest verset din Psalmul 111, versetul 3, unde spune: strălucire și măreție este lucrarea lui Dumnezeu. În Maleahi găsim scris un cuvânt pe care Domnul l-a rostit prin prorocul acesta în capitolul 3 și spune: puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Să știți că, sigur, mă gândeam la ce a spus Septimiu aici, nu este un lucru ușor, așa, ca să trecem peste el. Deci el a cerut de la Dumnezeu un semn. Și mi-aduc aminte, deci acum 2 săptămâni, inspirat să spun de Duhul lui Dumnezeu și poate ca răspuns pentru rugăciunea lui, la ultima cântare,
m-am ridicat și am zis să facem rugăciunea aceea pentru cauze și am zis cântăm o cântare în timp ce frații, surorile care vor să primească ungere cu un de lemn și să ne rugăm pentru ei să vină în față. Și știu că era pregătită o altă cântare să se cânte. Și atunci am zis, ia, Cristi îmi confirmă lucrul acesta și am zis, haideți să cântăm cântarea aceasta, așa cum sunt la tine vin. Și de aceea, frați și surori, nu este un lucru de apucat. Dumnezeul nostru dă popoare pentru un om de-a Lui. Și ca răspuns că Dumnezeu este Cel ce ascultă rugăciunea, uitați, așa s-a întâmplat, un adevăr. Am cântat cântarea pe care El dimineața a cerut-o ca un semn din partea lui Dumnezeu pentru el. Să știți că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi prin minuni. Nu odată, de mai multe ori, personal am experimentat lucrul acesta, felul cum Dumnezeu a intervenit. Dar știți cum? Așa cum spunem noi prin termeni militari, punct ochit, punct lovit. Exact, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu exact. Nimic nu este la voia întâmplării sau aproximativ. Poate. Ia, Dumnezeu poate să facă minuni și nu numai poate, și face. Dumnezeu face minuni. Aș vrea să ne rugăm și să aducem înaintea lui Dumnezeu cauzele pe care noi le avem. Dar ca o întărire a credinței noastre și a încrederii în Dumnezeu, frați și surori, îi bine să mărturisim aceste lucrări care se întâmplă în viața noastră. Să nu lăsăm pe cel rău să zică, oh, te lauzi, sau careva din biserică să laudă fratele, să laudă. Să ne lăudăm în Domnul, frați și surori, și să vestim lucrările minunate a lui Dumnezeu. Pentru că Psalmul 111, versetul 4, spune că El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Ne aducem noi aminte de minunile lui Dumnezeu făcute în viața noastră, făcute în casa noastră, făcute în familia noastră, făcute în biserica noastră. Să nu uităm, frați și surori, aceste lucrări pe care Domnul le-a făcut și să ne aducem aminte de ele. Ce? Domnul este îndurător și milostiv. Noi mai greșim. Septi amintea de felul în care Saul a greșit. Și greșelile ne costă. Faptul că încercăm să facem noi, să rezolvăm noi, să punem noi, ne costă, frați și surori. Dar știți ce? Dumnezeu este îndurător și milostiv. Și are milă de noi și se îndură de noi și în seara aceasta. El dă hrană, spune aici, celor ce se tem de El și își aduce pururi aminte de legământul Lui. El nu-și calcă legământul, cum poate se întâmplă ca noi să-L mai călcăm. Dumnezeu e milostiv și îndurător și ne mai așteaptă să ne întoarcem, să ne revenim asupra încălcării legămintelor noastre sau neascultărilor noastre. Pentru că mai departe spune că El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui. Frați și surori și dragi tineri, ce-a făcut Dumnezeu va rămâne în picioare. Planul Lui rămâne, se duce la îndeplinire. Planurile oamenilor sunt deșarte, facem și noi planuri, ăsta este adevărul că facem și trăim prin aceasta. Dar ceea ce face Dumnezeu sau planurile noastre care sunt după cuvântul lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ajută să le ducem la îndeplinire. Și să ne rugăm întotdeauna Domnului că atunci când facem o hotărâre să ne consultăm cu cuvântul și să facem să fie după voia lui Dumnezeu. Versetul 9 spune, a trimis poporului Său izbăvirea și a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Cine a trimis izbăvirea? Domnul, frați și surori. Izbăvirea, în alt sens, spune, nu vine prin mulțimea ostașilor, a tehnicii militare, a puterii nucleare. Nu, frați și surori, izbăvirea vine de la Domnul și când Domnul dă izbăvire, aceea este adevărată izbăvire. Și pentru că suntem aici, spune cuvântul în Noul Testament, spune că Domnul este Cel ce ne-a purtat cu carul Lui de biruință. Și citim și în seara aceasta că Domnul este Cel ce trimite izbăvirea și biruința. Haideți să ne ridicăm în picioare și
Să ne rugăm Domnului să trimită izbăvirea pentru cauzele care le aducem înaintea Lui. Dacă frații și surorile au cauze deosebite pentru care doresc ca biserica să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, haideți să le spunem cu voce tare sau să ridicăm o mână. Deci atât frații cât și surorile. Amin. Să aducem înaintea Domnului familia aceasta. Așa să continuăm să ne rugăm pentru fratele Matei Teodor. Este tata lui sora Antonella care este aici la noi și fratele Toni care mai cântă aici la tobe. A avut un accident deosebit de grav în Iowa, am înțeles. Poate că unii dintre dumneavoastră așa ați văzut, s-a arătat și la televiziunea națională cazul acesta. Fratele este într-o stare deosebit de gravă în spital. Mâine am înțeles că soția dânsului va pleca acolo. Este cuscru cu familia Arcu, deci fratele Pavel, sora Maria, deci îi cunosc. Cred că parte din noi îi cunoaștem de asemenea. Să ne rugăm pentru cazul acesta atât de grav și deosebit de grav. Îmi spunea fratele Pavel că sâmbăta următoare, deci unul dintre băieții dânsului are nunta, da? Deci, vă dați seama cât e de greu și să ne rugăm ca Domnul să intervină și să rezolve cum știe el mai bine și cazul acesta. De asemenea, înțeles că fratele Cristi Greța a suferit și el un accident, are arsuri la mâini, la față. Să ne rugăm Domnului pentru familia aceasta și Domnul să dea vindecare și izbăvire, așa cum am citit aici în cuvântul Domnului. Dacă mai sunt alte cauze care se pot spune. Ia, sora Aura e plecată în China, da? Unde în Shanghai, în delegație de serviciu și să știți, frați și surori, că nu este neimportant sau nu este un puțin lucru să mijlocim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ne păzească în călătoriile noastre. Când mă uit la fratele Luca, fratele Alin Păunescu, spunea frate Cornel, nu uitați niciodată să vă rugați pentru frații trachiși, că întotdeauna sunt în pericol în călătorie pe drum. Să ne rugăm ca Domnul să-i păzească. Dacă nu mai sunt alte cauze, atunci, așa cum stăm, haideți să ne rugăm Domnului cu toții. Amin.
Doamne, stăm înaintea Ta cu întreaga biserică și am citit în cuvântul Tău că Tu ești Cel ce trimiți izbăvire, Doamne. Doamne, Te rog, trimite izbăvire și ascultă rugăciunea și cauzele care le-am adus înaintea Ta. Doamne, ne rugăm pentru fratele Maftei, Te rog, cercetează-l, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru sora Regina, Doamne, Te rog, binecuvânt-o și pe ea, Doamne. Ne rugăm pentru fratele Cristi și sora Marcela. Doamne, numai Tu ești Cel ce poți să dai vindecare. Doamne, mă rog să binecuvintez familiile din biserică, Doamne. Binecuvântă copiii noștri, păzește-i de cel rău, Doamne. Te rog, binecuvântă, Doamne, ascultă rugăciunea aceasta părinților pentru copii. Tu vezi, Doamne, Dumnezeule, și știi cum cel rău se luptă, Doamne. Dar Te rog, Doamne, binecuvântă-ne cu putere de la Tine, Doamne, și adu copiii noștri în prezența Ta, Doamne, și vrem în casa Ta, ca odată cu toții să ajungem în împărăția Ta. Îți mulțumesc că ne-ai arătat că ești un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și ne încredem în Tine, Doamne, și îți mulțumim că vei lucra. Te rog mai departe, primește cântarea noastră de laudă înaintea Ta și binecuvântă-ne, Doamne, cu un cuvânt care să aducă zidire sufletelor noastre. Îți mulțumesc că ești cu noi, Doamne, și Te rog să rămâi cu noi mai departe. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Haideți să cântăm o cântare spre slava Domnului în timpul acestei cântări, să ne închinăm Domnului și cu darul nostru. Amin. Câtă frică și tulerii pe cărarea mea,
nu avem anunțuri deosebite, cele care le-am spus dimineață, deci putem să venim la închinare, la rugăciune, marți seara, joi serviciu divin, repetiții de cor, de orchestră, vineri tineri vin în casa Domnului și duminica următoare din nou ne întâlnim la închinare în prezența lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să știm să prețuim timpul acesta și vremea aceasta de har. Amin. Văd acolo un frate, nu știu dacă ați mai fost aici la noi, ați venit cu sora Vera, vă rog să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți. Domnul să vă binecuvinteze și aveți un salut pentru noi din partea fraților de acolo? Bine, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru, Amin. Acum să dăm slavă lui Dumnezeu, invit copiii să vină să cânte spre slava Domnului, după cântarea copiilor, sora Iulie, sora Mărioada la cântare, sora Animanea să cânte spre slava Domnului, frate Iosif Coru dacă poate să cânte. Vedeți, dimineața am avut cântăreții acestea și parcă, știi, câteodată eu nu mă simt bine când ai noștri care fac lucrare aici în biserică, parcă rămân mai, să zic, la urmă. Dar dacă e spre slava lui Dumnezeu și înțelegem lucrul acesta, toate lucrurile să le facem cu pace și liniște. Amin. Deci cântăm și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Jean. Amin.
aștept aceea zi, când tu din slavă vei veni. Cu tine, Doamne, ne vei să fim și să nu ne mai despărțim, și să nu ne mai despărțim. Cu tine, Doamne, ne vei să fim și să nu ne mai despărțim, și să nu ne mai despărțim. Să ne întâlnim cu toți în nori, împreună frați și surori, și să zburăm spre veșnicii, către eterne bucurii, către eterne bucurii. Și să zburăm spre veșnicii, către eterne bucurii, către eterne bucurii. O, Doamne, adu aceia zori, acele veșnice splendori. Aceea zi noi o dorim și de departe o privim, și de departe o privim. Ajută-ne în încercări, stai lângă noi în întristări, să ne păstrăm, Doamne, curați, până la cer vom fi chemați, până la cer vom fi chemați. Aș vrea să zbor spre acelea zări, să uit de lacrimi și dureri, în strălucire de nespus, unde împărat va fi Iisus, unde împărat va fi Iisus. Cu Daniel și cu Avram, cântând în noul Canaan, cântând în noul Canaan. Glorie Domnului! Domnul Iisus să binecuvinteze toate mamele și Domnul Iisus să binecuvinteze toți copiii care și-au pierdut mamele. Domnul Iisus să mângâie această familie care e atât de greu încercată, dar Domnul știe de ce. Această mamă a fost obosită, această mamă, i-a venit timpul ca să plece la odihnă și noi nu avem decât să-L dăm slavă Domnului și să îi mulțumim că toate lucrurile, cum spune Biblia, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L slujesc pe El. Cântarea mea care o voi cânta este o cântare despre mama și despre pierderea mamei. De-mi vezi chipul în durere și ai mei ochi mereu înlăcrimați, e aprenta suferinței, a tristei amintiri de ale tădat. Ochii mei azi, mamă, sunt un lacrim, căci cântecul tău drag nu-l pot uita, chipul-ți blând și zâmbetul tău dulce, pe totdeauna mi-au frânt inima. Mamă, dorul tău mă leagă de locul unde odată ai plecat, de acea țară fericită și de acel ce-ți este împărat.
Ochii mei azi, mamă, sunt un lacrim, căci cântecul tău, drag, nu-l pot uita. Chipul-ți blând și zâmbetul tău dulce, pe totdeauna mi-au frânt inima. Tu, Iisuse-mi, ești părinte, chiar dacă m-am mai dus în veșnicii, ești speranța că în ceruri, pe plaiuri sfinte, o voi întâlni. Ochii mei azi, mamă, sunt un lacrim, căci cântecul tău, drag, nu-l pot uita. Chipul-ți blând și zâmbetul tău dulce, pe totdeauna mi-au frânt inima. Ochii mei azi, mamă, sunt un lacrim, căci cântecul tău, drag, nu-l pot uita. Chipul-ți blând și zâmbetul tău dulce, pe totdeauna mi-au frânt inima. Amin. Așa vieții de păcat trăit am, Doamne, îndurat. Acum la Tine vin cu dor, o scump și dulce Salvator. Iisus, la crucea Ta eu vin și vreau viața să-Ți o închid. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. În valuri și în ispite am fost, trăit am viața fără rost, de fără de legi înconjurat, dar, Doamne, vin să fiu salvat. Iisus, la crucea Ta eu vin și vreau viața să-Ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. În dragostea-Ți mă-ncred de-acum, cu Tine voi merge pe-un drum și când voios și-s fericit, Iisus, în veci să fii slăvit. Iisus, la crucea Ta eu vin și vreau viața să-Ți-o închin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar salvarea Ta.
pentru mine. Să ne ridicăm în picioare în semn de respect față de cuvântul Domnului și să ascultăm cuvântul pe care îl va citi fratele Jean. Glorie Domnului! Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Samuel, capitolul 1, și o să citim câteva versete, începând cu versetul 9. 1 Samuel, capitolul 1, începând cu versetul 9. Ana s-a sculat după ce a mâncat și a băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți la întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita de roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Amin. Amin. Să plecăm capetele să ne închinăm. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să binecuvintezi acest cuvânt, să fie o hrană pentru sufletele noastre, o încurajare, o mângâiere pe cale și Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească. Noi suntem slabi, dar Tu ești tare și Duhul Sfânt poate să lasă lumină în inimile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos, Tată, îți mulțumim. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Glorie Domnului! Este o sărbătoare și azi dimineață s-a sărbătorit și astăzi și toată ziua de astăzi e o sărbătoare, ziua mamei, sărbătoarea mamei. Și e frumos să ne aducem aminte de mamele noastre și mi-aduc aminte când eram în România, am citit o istorioară foarte impresionantă. A fost o mamă creștină și a avut un singur copil. Soțul i-a murit în război și ea trăia cu copilul și i-a spus la copil de pocăință și nu vrea copilul să pocăiască. Și mama s-a rugat mult pentru el. Copilul a început să devină rău, a început să fure, să facă tâlhării. A fost închis odată, i-a dat drumul, a doua oară l-a prins și acum era judecat și cum era judecata pe vremuri și se dădea sentința, judecătorul și cu oamenii care i-au pregătit sentința, i-au dat sentința să fie omorât. Și urma, acolo la ei, în localitate, era un clopot mare în fața primăriei și acolo în clopotul ăla când era tras, atunci se anunța și venea lumea din toate părțile de prin prejur ca să vadă ceea ce se întâmplă și cum să dă o sentință sau să fac anumite anunțuri.
mama a știut momentul când trebuia fiul ei să fie condamnat, să fie spânzurat. Și această mamă s-a strecurat sus, unde era clopotul, și și-a legat amândouă mâinile de limba clopotului. Pentru că ea a zis așa, eu ca mamă n-am alt sprijin în lumea asta decât pe fiul meu. Și dacă eu voi auzi că clopotul va suna, fiul meu va muri. Și ca să n-aud că moare fiul meu, eu vreau să opresc limba clopotului să nu bată și să n-anunțe moartea fiului meu. Totul a fost pregătit, sentința a fost hotărâtă, jurul era totul strâns, lumea adunată și așteptau să se facă execuția și clopotarul s-a dus și a început să tragă clopotul. Și a tras și clopotul nu suna. Și a mai tras și nu a sunat. Și după un timp clopotarul a observat că jos cădeau strop de sânge. O anunțat, s-a urcat sus și au găsit pe mama aceasta, era deja toată distrusă, cum s-a lovit de limba clopotului, că era un clopot uriaș, și au dat-o jos și fiul ei a început să plângă și zică, mamă, nu te-am ascultat toată viața și ți-am pricinuit dureri. Și acum tu ai vrut să oprești clopotul, să nu-mi sune sentința. Juriul și toți oamenii au rămas impresionați de dragostea acestei mame și au fost iertat cu condiția să aibă grijă de mama lui. Mama lui nu mai avea pe nimeni. Istoriara se încheia că pentru noi s-a tras clopotul și s-a anunțat sentința că suntem condamnați la moarte pentru păcatele noastre, dar limba clopotului a fost prinsă de cineva. Cel care a prins-o a fost Iisus Hristos și l-a avut palmele zdrobite și l-a fost rănit. Și pediapsa care ne dă pace a căzut asupra lui și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu a creat omul și când l-a creat pe om și-a făcut-o pe Eva, în ea a pus ceva deosebit. Pe lângă că a pus darul ca viața să continue, a pus în inima lui Eva o dragoste de mamă. Și dragostea de mamă nu pot eu să o înțeleg ca om și nici un bărbat nu o poate înțelege, numai mamele pot să înțeleagă. În seara aceasta avem un exemplu din Sfânta Scriptură de o mamă, o mamă model, o mamă deosebită. Această mamă a avut o întristare în viața ei. Era căsătorită cu un evreu, cu Elcana, și acest evreu, cum era pe vremea aceea, mai avea încă o soție, o avea și pe Penina. Așa a fost hotărât de Dumnezeu, Penina avea copii, iar Ana nu avea copii. Și atunci Penina, care se vedea superioară lui cealaltă soție, întotdeauna căuta să o provoace, să o rănească, și în inima acestei femei, a lui Ana, a fost o rană adâncă. Și această rană a dus multă amărăciune în inima ei. Vedem că spune în cuvânt. Zice, și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Vedeți? În viață, fără să vrem, și bărbații și femeile adunăm amărăciune. Și amărăciunea asta la ce ne poate duce?
amărăciunea în viața noastră ne îmbolnăvește. Îmbolnăvește trupul. Unii oameni când ajung într-o stare de amărăciune intră în depresie. Alți oameni nu intră în depresie, dar își găsesc refugiu în alcool, în droguri și într-o viață mizerabilă ca să-și uite amărăciunea sau să-și îngroape amărăciunea. Soluția, atunci când avem amărăciune, când avem dureri, când avem probleme, nu este alta decât să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, pentru că numai Dumnezeu este acela care poate să ne rezolve situațiile critice. Ana, după ce toți la templu au mâncat, după ce jertfa a fost adusă, ei mai stăteau puțin și trebuiau să plece acasă. Ana a găsit un timp prielnic ca acolo în templu să stea de vorbă cu Dumnezeu și să se roage lui Dumnezeu cu durerea din sufletul ei. Vedeți, de multe ori când există o amărăciune sau că există o durere și durerea e mare și nu putem să o împărtășim cu nimeni, avem nevoie ca să fim cât se poate de secreți, să nu ne audă nici cel de lângă noi, nici cel din stânga, nici cel din dreapta. Și cam așa au procedat Ana. A început să se roage în șoapte, doar buzele se vedeau că se mișcă. Asta a fost poziția Anei în rugăciune. Și de multe ori putem să pățim și noi exact ca și Eli, să privim pe cineva care are amărăciune în suflet, care are o durere mare și să-l judecăm. Eli s-a uitat la Ana și când a văzut-o cum numai își mișcă buzele și stătea amărâtă și plângea, zicea că e o femeie beată, că s-a îmbătat. Și o jignit-o încă. Dacă nu suntem vegheatori, putem să rănim pe fratele nostru care are o rană mare în inimă, care are o durere mare, care are o suferință. Și în loc să-l ajutăm pe fratele nostru, putem mai rău să-i facem. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să fim vegheatori. Și când vedem pe cineva că e întristat, că e doborât, dacă nu putem să-l ajutăm, mai bine să-l ocolim și să-l lăsăm. Zicea un frate bătrân, dacă vezi pe acela căzut între tâlhari, care a plecat din Ierusalim către Ierihon, și dacă n-ai la tine un de lemn și vin și asin și nu ești gata ca să îi dai o mână de ajutor, atunci mai bine fă ce-a făcut preotul și ce-a făcut levitul, că și-a văzut de drum. Avem nevoie să avem un de lemn cu noi, ca să putem să punem un de lemn pe o rană. Avem nevoie ca să avem Duhul Sfânt în noi, să fie vinul acela nou, Duhul Sfânt, care să ne mângâie, să putem să lăsăm o încurajare, să lăsăm o întărire în jurul nostru, să putem ajuta pe cel în necaz. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți? Ana, soluția ei pentru rezolvarea problemei a fost rugăciunea. Și mai există un secret aici. Ana mai face un lucru la rugăciunea ei. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeu oștirilor, dacă vei binevoi să cauți la întristarea roabei tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita de roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească
îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Unul din secretele rugăciunii când suntem în momente critice este să facem o juruință. Dar dacă facem juruință, suntem datori să împlinim juruințele făcute Domnului. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Acesta e al doilea lucru mare care Ana a putut să-l facă. Aceste situații extreme Dumnezeu le poate rezolva. Și Dumnezeu, cum zice psalmistul, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Dumnezeu e minunat. Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei. În seara aceasta, poate ești o mamă întristată, care înalți rugăciuni pentru fiul tău, fiica ta, poate ești o persoană care ai probleme care ți-au adus amărăciune în inimă. Aș vrea să-ți spun că există o soluție. Dumnezeu. Dumnezeu ascultă și astăzi rugăciunile. Dumnezeu a aminte la rugăciunile noastre. Dumnezeu a luat aminte la rugăciunile Anei și Dumnezeu ia aminte la rugăciunea mea și la rugăciunea dumneatale. Rugăciunea Anei a fost ascultată. Și dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei, dacă ne uităm mai departe, n-am vrut să citesc tot capitolul că era lung și să nu stăm mult în picioare, dar în versetul 26, 27, 28 găsim așa scris: Ana a zis: Domnul meu, iată-mă, cât de adevărat este că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului și închinat Domnului pentru toată viața lui. Aleluia! Vedeți? E un lucru mare să-ți dai copilul, să renunți la el. Samuel, când o fi avut probabil vreo 3 ani, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu a fost înțărcat. Perioada de înțărcare, cuvântul lui Dumnezeu nu spune cât o supt bebelașul, dar probabil că o perioadă în care copilul deja a fost puțin mai mărișor, de vreo 3-4 anișori, l-a dus la templu și l-a închinat Domnului. Și atunci, în versetele astea care le-am citit, după ce ți-ai dorit mult să ai un copil și ți-ai văzut împlinită dorința, acest copil să-l dai Domnului. Cât de minunat lucru poate să fie. Acum mai apare o problemă pentru noi care suntem în secolul în care trăim. Zicem, cum un copil mic să slujească Domnului sau să facă o slujbă pentru Dumnezeu? Nu se poate. Dar Sfânta Scriptură ne arată că se poate. Samuel de mic a fost adus acolo și a fost închinat Domnului. Un lucru mare și un lucru care nu se poate schimba. După ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru Ana, Ana a mai făcut un lucru. După ce și-a dus copilul Domnului, Ana a făcut o cântare. A primit o inspirație din partea lui Dumnezeu și l-a lăudat pe Dumnezeu pentru ce a făcut Dumnezeu pentru ea. Întotdeauna, când Dumnezeu ne dă o biruință, când vedem mâna lui Dumnezeu în casele noastre, când vedem problemele pe care Dumnezeu le rezolvă, noi nu putem să stăm muți.
Noi trebuie să deschidem gura larg și să lăudăm pe Dumnezeu și să vestim numele Lui și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Este datoria noastră a fiecăruia dintre noi ca să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ne face mult bine. În capitolul 2, versetul 19, îmi place foarte mult, deja Samuel era la templu, zice, Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei să aducă jertfa din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana și nevastă sa și a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe cel care ea l-a împrumutat Domnului și s-a întors acasă. Vedeți? Un lucru minunat. Această mamă a dat copilul Domnului, dar i-a purtat de grijă la copil. De câte ori se ducea la templu să se închine, când se ducea odată pe an, ea pregătea pentru copil o hăinuță, o mantie specială, care să se potrivească cu etatea lui și o ducea cadou. Datoria ei de mamă și-a făcut-o în continuare, chiar dacă nu mai era Samuel cu ea. Și ce-i mai minunat, că Samuel slujea la templu. Aleluia! Aș vrea să vă întreb, n-ați dori ca copiii dumneavoastră să slujească în casa lui Dumnezeu? Haideți să-i încurajăm! Haideți să-i ajutăm! Dumnezeu are nevoie de ei! Dumnezeu vrea ca să lucreze! Din gura pruncilor, Dumnezeu își scoate laude! Știți, atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, la flori, pe măgăruș, copiii au strigat, Oseana, fiul lui David, și preoții se enervau. Și au zis, Domnul Iisus a spus, dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Dacă copiii noștri tac, o să vorbească pietrele. Și atunci va fi mai dureros. Dacă Dumnezeu ne-a dat copii, să închinăm Domnului, să-i aducem de mici în casa lui Dumnezeu, să le dăm cuvântul lui Dumnezeu ca hrană spirituală, ca să poată să aibă o bază în viața lor de zi cu zi. În tumultul acestei lumi, în această lume plină de păcate, dacă copiii noștri de acasă au în ei cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu îi lasă să piară. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Unde sunt? Acolo El, Dumnezeu, lucrează prin ei. Samuel slujea la templu. Aleluia! Și preotul Eli vine și face o rugăciune pentru familia lui Elcana și pentru Ana și zice să-ți dea Dumnezeu în locul lui copilul care tu l-ai împrumutat Domnului, să-ți dea Dumnezeu alții și Dumnezeu i-a dat încă 5. Domnul să fie încă 4, 2 fete și 2 băieți. Ce minunat lucru! Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă dai Domnului, Dumnezeu îți recompensează și îți dă înapoi. Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Ce facem noi? Aș dori în seara aceasta, în final, Ana a avut 3 fii și 2 fiice. O familie frumoasă. Aș dori ca să tragem câteva concluzii. În amărăciune, în necazuri, în probleme, Dumnezeu ascultă rugăciunea și îndepartă amărăciunea și ne rezolvă problemele.
Al doilea lucru mare care trebuie să ținem cont, să nu judecăm pe aproapele nostru din aparențe, ceea ce nouă ni se pare. Al treilea lucru, dacă facem juruințe Domnului, să împlinim juruințele făcute, să nu rămânem dator. Al cincilea lucru, Dumnezeu primește în slujba Lui copiii de la cea mai mică vârstă care sunt închinați Domnului. Nimeni nu este prea mic să poată să slujească Domnului. Toți putem să slujim Domnului, începând de la cel mai mic. Și ultimul lucru, ce-l putem învăța de la Ana, pentru biruințele care Dumnezeu ni le-a dat, noi trebuie să înălțăm cântări de laudă. Aș dori ca Dumnezeu să ne cerceteze. Cuvântul acesta nu e numai pentru partea surorilor, ci pentru partea fraților. Toți trebuie să fim gata să venim înaintea lui Dumnezeu, să fim gata de dăruire, să ne încredem în Dumnezeu, în ceasuri de necaz, să găsim scutul în Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș dori ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și cuvântul din seara aceasta să cugetăm la el în lăuntru inimii noastre. Dacă trecem prin probleme, să nu uităm. Cel care le rezolvă este Dumnezeu. Nu există alt refugiu decât la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne încredem cu totul în Tine. Amin. Așa cum se spunea de dimineață, ziua aceasta, zi deosebită pentru mame. Și găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu și s-a citit și dimineață, care sunt, să zic, așa câteva din trăsăturile unei mame credincioase. Sunt prezentate în Biblie mamele care au fost credincioase lui Dumnezeu, credincioase familiilor, credincioase în lucrarea la care au fost chemate ca și mame. Pentru că a fi mamă, eu cred că este o lucrare deosebită. În seara aceasta despre Ana, găsim câteva lucruri care aș vrea să le accentuez și să mă adresez, să zic, mamelor sau surorilor sau cele care vor deveni mame. În primul rând, ne dăm seama că o mamă credincioasă are o relație cu Dumnezeu. Și o mamă credincioasă rămâne supusă în familie soțului ei, dar îl urmează atunci când se duc împreună la templu. Rugăciunea unei mame credincioase, frați și surori, are mare putere. Și așa cum fratele a citit și capitolul 1 se încheie, căci Dumnezeu este Cel ce a ascultat rugăciunea. Spune cuvântul Domnului aici în versetul 10 că Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Vă spun ceea ce mi-a rămas în minte de când eram copil, când mama se ruga la căpătâiul patului și plângea și pentru noi. Și aș vrea să vă spun, dragi copii, și poate că cei ce mă aud pe calea aceasta internetului, lacrimile mamei, datorită cauzelor noastre sau a neascultării noastre sau a depărtării de Dumnezeu, să știți că vor arde foarte tare atunci când sunteți fii mai mari. De aceea să nu neglijăm locul acesta și să ascultăm de părinții noștri, pentru că rugăciunea mamei este ascultată de Dumnezeu. Și nimeni în lumea aceasta nu dorește bine copiilor decât părinții și Dumnezeu. Deci rugăciunea unei mame credincioase este ascultată și are și mare putere.
Deci acesta este al doilea lucru. Al treilea lucru care îl văd la o mamă credincioasă este curajul de a sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, chiar așa cum fratele menționa, în ciuda faptului că unii au judecat-o. Dar dacă stăm să ne gândim la, știți cine a fost Iochebed? Cine știe dintre tineri și tinere? Cine a fost Iochebed? Mama lui Moise. Știți cine a fost Moise? Fiul lui Iochebed, da? Cel mai mare conducător este Dumnezeu care a eliberat poporul Israel de sub robia Egiptului. Deci o mamă credincioasă a dat naștere și de naștere la niște copii care sunt deosebiți atunci când sunt ascultători de părinți și de Dumnezeu. Ia, Iochebed a sfidat decretul lui Faraon și și-a păstrat încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu a răsplătit încrederea aceasta. Deci curajul acesta a mamei să sfideze standardele lumii și să plângă și să se roage înaintea lui Dumnezeu. Apoi, o altă trăsătură care o văd aici a unei mame credincioase și am pomenit-o puțin mai înainte, este încrederea unei mame în puterea și în lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce scrie Evrei 10:35? Spune acolo, dragi mame și dragi tați și dragi tineri, să nu ne părăsim în crederea noastră în Dumnezeu. Și de ce să nu ne părăsim? Așteaptă o mare răsplătire. Încrederea în Dumnezeu așteaptă o mare răsplătire. Să nu ne părăsim în încrederea aceasta în Dumnezeu. Și o altă trăsătură a unei mame credincioase întotdeauna își aduce copiii la templu, la casa Domnului. Când îs mici, îi aducem cu căruciorul, îi conducem cu mașina, când îs mari, îi aducem în rugăciune. Dar întotdeauna îi aducem înaintea lui Dumnezeu. Și răsplata încrederii și a rugăciunii este căci Dumnezeu este Cel ce a ascultat rugăciunea. Și vine Ana și spune aici, când l-aduce pe Samuel la templu, a vrea să recitesc aceste versete pe care fratele Jean le-a citit deja. Domnul meu, așa se adresa mama aceasta față de omul lui Dumnezeu, de preotul care era la templu. Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea pe care tu ai judecat-o și ai spus că e biată, ci eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Și acum vine și prezintă înaintea preotului o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ei. Zice, pentru copilul acesta pe care îl țin în brațe, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-am făcut-o. Și îi spune preotului, tu ți-aduci aminte ce mi-ai spus? Când ți-am mărturisit că n-am băut, că nu sunt biată, ci că învărs sufletul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și când tu m-ai înțeles și mi-ai înțeles durerea și suferința mea, știți ce mi-ai spus tu? Poate a zis el, nu mi-aduc aminte, mi se întâmplă și mie de multe ori, că a venit frasul orice, știi ce mi-ai spus atunci? Nu mai țin minte. Dar dacă ți-am spus ceva, inspirat de Duhul lui Dumnezeu și s-a împlinit, mă bucur de lucrul acesta. Știți, poate că Eli nu și-a mai adus aminte ce i-ai spus, i-a zis așa, Eli a luat din nou cuvântul și i-a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Aș vrea să vă spun tuturor în seara aceasta aici, să mergem în pace și Domnul să ne asculte rugăciunile pe care le-am făcut. Așa cum a ascultat rugăciunea acestei mame credincioase. Mama aceasta credincioasă a avut curajul să-l prezinte pe Samuel înaintea preotului și să-l lase la templu. Noi nu ne lăsăm copii aici la templu, că sigur nu-i anturajul acela sau nu-i situația aceea. Nu avem oameni care să se ocupe numai și să facă, dar
Dar știți ce, frați și surori? Să facem întotdeauna lucrul acesta. Și cred că noi toți, și mă uit la voi, tineri de aici și tinere, știți că mama și tata v-au prezentat înaintea lui Dumnezeu și am rostit binecuvântarea și am pus numele Domnului peste voi? Este cea mai sigură mână și protecția cea mai mare pe care o poate asigura este Dumnezeu. Și de aceea am pus numele Domnului peste voi ca să fiți binecuvântați. Să fiți atenți. Să fiți foarte atenți. Să rămâneți sub binecuvântarea aceasta. Să nu ieșiți de sub ea. Psalmul 91 spune că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Dar dacă ieșim de sub protecție, dacă nu mai ascultăm de părinți, dacă nu mai venim la templu sau plecăm de la templu, atunci suntem o pradă ușoară pentru cel rău. Domnul să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze cu înțelepciune, să știm să păstrăm binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă și să ne purtăm frumos, pentru că purtăm un nume minunat, numele Domnului Iisus Hristos, numele de creștin. Știți că ce înseamnă creștin? Totdeauna spun lucrul acesta la cei ce vin la catechese. Prima dată îi întreb dacă sunt creștin și o zic că da, dar ce sunt asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă creștin? Înseamnă a lui Hristos. Suntem ai lui Hristos. De acolo vine numele de creștin, de la Hristos. Și trebuie să ne purtăm cu băgare de seamă și să nu facem ca din pricina noastră să fie vorbit numele Domnului de rău. Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciunea aceasta. Amin. Sigur, textul acesta a fost încununat și de un succes spiritual, că așa este experiența personală a Anei, a determinat-o și a inspirat-o să compună o cântare. Știți cântarea aceea? O știm? O știm? O știi, frate Potra? Dar probabil că ar fi mai frumos să cânte o mamă. Da? Unde? Care dintre surori? O știi, Sorani? O știi? Mi se bucură inima în Domnul. Unde-i Sorani? Sora Iulie, care știți? Nu plecăm acasă până nu cântăm cântarea. Când cântăm cântarea aceasta, după aceea plecăm acasă. Ce mi se bucură inima în Domnul și că puterea mea El a înălțat. Cine, ia, o veni Sora Mărioară, da? Hai, Sora Mărioară, să cântăm cântarea Anei. O știi? Păi, dar cum să nu o știi? Că ia. Tot așa a făcut Domnul și cu tine, ca și cu noi, da? Aș pune pe soția mea să cânte, dar ea e mai timidă. Da? Ia. Ia. Uite, este aici Sora, sau acolo în harfe. Avem și pe ecran. Haideți să ne ridicăm în picioare și ca o încununare frumoasă a acestui serviciu divin și acestei zile să cântăm cântarea aceasta de biruință. Și Domnul să binecuvinteze mamele, să le inspire să cânte cântări de felul acesta. Mi se bucură inima-n Domnul, căci puterea mea El l-a înălțat. Spre vrăjmaș gura larg mi-o deschise, cu ajutorul lui m-am îngăiat. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este al Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Nu vorbiți cu atâta îngânfare,
Nu rostiți al mândriei cuvânt, căci El e un Dumnezeu care știe cântărit tot ce faci pe pământ. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este al Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul Lui. Are culicelor putere nici sfărmata, și cei slabi cu putere sunt cinși. Cei flămânzi au acum odihnă, cei săraci azi de foame sunt vinși. Nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nu este al Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Chiar și aceia ce n-avea pe nimeni a primit fericită copii, iar aceia ce avea o mulțime, lâncezând a rămas fără fii. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este al Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Amin. Nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nu este al Dumnezeu decât El, nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Amin. Înainte de a ne închina cu rugăciune, vreau să transmit salutul bisericii noastre pentru frații din Moldova, dacă fratele mai este aici, sunteți bineveniți la noi. Salutul bisericii noastre este Maranata și Apocalips 3:11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Haideți acum să mulțumim cu toții Domnului și să ne rugăm. Amin, amin. Fie harul, pacea, binecuvântarea și paza Domnului cu noi toți. Amin.